Așa cum observați, în partea dreaptă avem indicațiile cutiei de viteze. Pe scurt, avem o cutie de viteză de tip CVT, complet automatizată, cu patru poziții clasice, și anume P de la parking, R de la mersul înapoi, N neutru și Drive, care este poziția normală de mers înainte. Ce este de menționat, că în modul Drive, având de-a face cu o cutie de viteză de tip CVT, care nu prea oferă o frână de motor foarte eficientă, sistemul a fost gândit în așa fel încât în momentul în care ești în modul Drive și conduci pe un teren cu pante foarte abrupte, ești în coborâre și dorești să ai o frână de motor mai puternică, sistemul emulează și o frână de motor. Așa cum spuneam, în momentul în care vii în modul Drive, o să vă arăt chiar acum, în dreapta ne apare imediat un B, care este un fel de mod greu al cutiei automate, adică ne emulează o frână de motor mai puternică. Așadar, în momentul în care vrem să coborâm, eu știu, un munte cu pante foarte abrupte, pentru a nu forța frânele, vom merge în modul B, care este, așa cum spuneam, un mod mai de greu al cutiei de viteze de tip CVT. Așadar, în esență, o să vă trec acum prin toate rapoartele. Avem N, poziția de neutru, Drive, B-ul de care vă aminteam și, bineînțeles, R. Poziția de parking se comută de la un buton separat. Neutru, Drive, B, neutru din nou, R și modul parking, activare la buton. În zona inferioară acestui joystick care ne ține loc de manetă de viteze, avem trei comutatoare. Ce fac ele? Modul EV este modul în care vehiculul se conduce absolut complet electric, deci fără ajutor de la motorul termic. Acest mod este disponibil undeva până la o viteză de circa 35 de km la oră. Modul Eco ne permite să conducem mai economic, temperând cumva modul în care răspunde cutia de viteze CVT. Iar modul Power, așa cum îi spune și numele, este modul în care avem putere maximă și cutia de viteze CVT răspunde foarte prompt la cea mai mică modificare a poziției pedalei de accelerație. Între cele două moduri, Eco și Power, este și modul de funcționare normal, în care, eu știu, mașina implicit este în modul normal. Și noi putem selecta din aceste comutatoare fie modul Eco, fie modul Power, având, bineînțeles, indicații corespunzătoare pe bord. Acel indicator cu mașinuța care derapează este indicatorul unor sisteme de siguranță activă oferite de Toyota. Este vorba de sistemul de control al stabilității plus VSC, sistem electronic de control al tracțiunii TRC și sistem de asistență la pornirea în rampă HAC, așa se cheamă la Toyota. De asemenea, sistemul de frânare este asistat electronic, adică avem un brake assist în dotare de serie. Să vă arăt acum și modul de control al tracțiunii. Mergem pe o suprafață acoperită cu zăpadă. Mașina este echipată cu pneuri de iarnă, însă, bineînțeles, dacă accelerezi prea puternic, vei simți imediat cum controlul tracțiunii încearcă să compenseze forța prea puternică de la roți. Iată, în acest moment o să încerc să vă arăt, deci voi accelera brusc.
Iată, vedeți cum lipește sistemul de control al tracțiunii în momentul în care ne înfigem un pic în accelerație. Mai ales când suntem la o viteză mai mică. Iată. Față de versiunea Auris normală, nu sunt mari diferențele la exterior. Denotat această zonă albastră din interiorul siglei, albastru este culoarea adoptată și la interior, ne arată cumva că avem acest sistem electric mai deosebit montat pe Auris. Ce ar mai trebui spus față de Aurisul normal? Avem o gardă la sol cu 5 mm mai redusă și, de asemenea, coeficientul aerodinamic al mașinii este 0,28, un coeficient aerodinamic deosebit de bun, mai ales pentru o mașină compactă de tip hatchback. În față remarcăm luminile de zi, așa numitele DRL, Daytime Running Lights. Sunt de tipul cu LED, foarte eficiente și mult mai economic de utilizat decât în cazul în care am ține faza scurtă aprinsă. De asemenea, remarcăm inscripția Hybrid, care ne indică faptul că avem un sistem de propulsie mai deosebit. Oglinzile sunt pliabile la buton și au integrate semnalizatoarele. Avem un sistem de acces fără cheie. Cheia este la mine în buzunar și în momentul în care mașina este încuiată, e suficient să te apropii și să tragi de mâner, iar mașina se descuie. La fel, în partea din spate, diferența notabilă față de Aurisul normal este acest albastru al siglei și, desigur, sigla Hybrid Synergy Drive. În rest, un spate curat, elegant, mașina arată destul de bine, zic eu, și, așa cum spuneam mai devreme, are un coeficient aerodinamic deosebit de bun, 0,28, ceea ce înseamnă că multe elemente sunt optimizate, mă refer la spoilere și alte elemente de design, care au fost pregătite special pentru a atinge această performanță în materie de aerodinamică. Motorul pe benzină 1,8 litri, denumit HSD CVT, are 4 cilindri în linie, 16 supape DOHC cu dual VVTi și dezvoltă o putere, singur el, doar motorul termic, de 99 de cai putere, respectiv 73 kW la 5200 de rotații pe minut. Și un cuplu maxim de 142 Nm la 4000 de rotații pe minut. Puterea combinată a motorului electric împreună cu cea a motorului termic, deci puterea dezvoltată de acest Hybrid Synergy Drive, este de 136 de cai putere. Și așa cum vă spuneam, este rezultatul însumării nu matematice a puterilor dezvoltate de motorul electric și motorul termic. În momentul de față, mașina este echipată cu roți de iarnă. Avem jante din aliaj cu dimensiunea de 15 inci și pneurile sunt 195x65R15. Sunt Dunlop Wintersport 3D. E un profil foarte bun pe care l-am mai lăudat și cu alte ocazii. În ceea ce privește sistemul de frânare, disc ventilat pe puntea față și disc plin pe puntea spate. Am încuiat mașina. O să vă arăt cum funcționează sistemul Smart Entry, așa parcă se numește la Toyota. Sau Smart Key, nu mai amintesc exact. Mașina se descuie automat în momentul în care simte cheia. Cheia e la mine în buzunar și în momentul în care m-am apropiat de mașină, s-a descuiat.